Părinții mei tocmai terminaseră divorțul, iar eu aveam numai avantaje. Acum aveau și mai puțin timp să mă piseze. Astfel am ajuns membrul unei mici bande de găinați. Garda regală! Unde a apărut dracii? Păi a căzut de pe ei, apoi am agățat o frânghie. Nu există frânghii pe această navă, doar parâme. Ai înțeles, musule? Da, domnule. Bine, gata că se face târziu, musule. Urcă pe platforma Gabiei și evaluează orizontul. Într-o lume în care adevărul și frica se întrepătrund, un cititor și un monstru se confruntă în inima întunericului. În sfârșit, te-ai trezit! Cine ești? De unde ne-ai? Unde te duci? Sunt poetul Bocaj, vin de la cafeneaua Nicolo și plec în lumea de dincolo. Dacă tragi cu pistolul. Ce ești tu? Mă întrebi cine sunt? Ce sunt? Credeam că știi. Sau îi fi nimerit aici din întâmplare? Tu ești Dumnezeu sau un soi de zeu? Dumnezeu? Eu? Ce idee prostească! Uită-te la mine! Tu cunoști Biblia? Sigur că o cunosc. Tu nu? Da, nu. Adică vreau să zic, o cunosc, dar nu o cunosc. Rău. Ai citit-o sau n-ai citit-o? Păi de citit, chiar citit, nu. Oricum nimeni nu mai citește nici zilele astea. Nu citit? Atunci ce faceți? Cum vă petreceți timpul? Păi se dau multe jocuri la televizor, mai sunt concursurile și novelele. În timp ce secretele peșterii sunt dezvăluite, o legătură neașteptată se formează între cei doi. Într-o lume a prejudecăților și a judecăților superficiale, cine este cu adevărat monstrul și cine este eroul? Domnul este pentru babiței. Vezi vreun babiței pe aici, musule? Da, vedem! Am fost boschetat. Asta e faza, că Mișo a mai fost boschetat. Ghinion! Doar parâme. Ai înțeles?